care îți spus la urică mai bine. Nu te speleați voi. Bine ați venit. Și privind zona, hai să începem mai ales în zona asta, pentru că totuși e o zonă în care s-a extins activitatea terenurilor private, cu la autorizație și fără să aibă infrastructură adecvată la momentul respectiv. Exact. Aveți versanți aici, sunt scurge pe versanți, n-ați avut grijă când ați început să faceți locuințe de versanți și așa mai departe. Hai să ne putem pune la punct, că nu e chiar sigur mai drumul. Facem no, drumul și vine diversa etapa și începe 2010, să vă zici tot drumul. Da. În 2011, 2012 am primit răspuns, domnul Chirica a fost foarte amabil, a răspuns, dar așa sunt probleme. Au început. Da, ori acolo unde lucrăm noi canalizarea pentru satul Bișani, avem un cheson la fără spre ori la... Bișan, mă rog. Ori acolo la Onyx în spate, unde avem canalizare, pe fel. Am preferat, am discutat cu dumnealui și atunci am zis dacă tot... Asta nu-i cata nici acum. Cel mai sigur era la Onyx, unde funcționează. Da. Să fac acolo. Și am zis atunci, dacă tot facem și spargem, să punem... Haideți să facem canalizare deschisă, cu stație de pompare în punctul cel mai jos, facem împreună, ca să luăm și toți clienții de la Onyx până aici, Rivera. Și au zis că nu se bagă, era prea... Nu aveam forță. Da, a luat un constructor să la orzilea contractul, că nu poate să fac. Am încercat să intru cu hidroconstrucția, care lucrau pe bursă după ce termină, da. Nici așa nu au avut curaj. Și atunci am găsit soluția, e Miron aici din timp, nu știu pe Miron, merge cu forajul orizontal. Numai că era peste licitație, am făcut licitații, că n-aveam cum. Am făcut licitații la 1 decembrie, am semnat contractul. La 1 martie avem vreo 300 de metri, trebuie să mergem cu forajul orizontal. Pentru că sunt niște izvoare puternice, împingeau malurile și nu puteam să se facă, trebuia să faci atâtea relei până jos. Au luat sprijinirile, au luat. Da, proiectul l-a făcut dumnealor, n-am avut eu. Autorizația a obținut-o domnul Budean. Nu știu dacă e aici. Parcă așa-l cheamă, Budean. În costul Budean. Da. Problema este că acum nu mai am licitat, am contract cu Hidro. Tu faci în clipa de fapt o lucrare. E un proiect, făcut de dumneavoastră. Dacă nu știi, dacă surge eu, e bine tot. Nu știi nivelul, nu știi de vetul, a plătut terasă. Noi domnul nu m-am amenajat. De aici luăm noi, nu m-am amenajat. Cine vă face strada, va trebui ținut cont să fac un șanț și să duc în doi pieri, din loc în loc, apa, că n-avem. Autorizațiile. Autorizațiile, pentru că v-ați în 2011. Trebuie văzut acolo și poți ce vezi la acolo? Obligat, e obligat proprietarul înainte de... Spune exact, se poate construi în condiții de cutare. Respectăm condiții, atunci nu punem în pericol terenul. Mai de asta am vrut să facem deschis aici, ca să preluăm toate casele de pe pantă asta, care sunt mai jos de fermei. Canalizarea orașului. Noi la canalizare dăm voie să mergem din proprietate. Noi avem proiect numai pe zona de intersecție pe care vine cu raforsare și cu extindere, cu prălăcire, reluarea apelor de suprafață prin rigură. Iar aici continuă proiectarea proprietarului și proprietarului satului. Ce ține pe municipiul Iași? Ce ține pe municipiul Iași? Poate departe noi grăba. Toate sunt pe infrastructură de trafic. Ce înseamnă infrastructură de trafic? Ce va avea strada? De la tău va fi strada? Ele vine
7 metri, 3-5, da? Că proprietățile au fost puse inclusiv cu drumul de exploatare, unii s-au retras, alții nu s-au retras, țeapa de gaz merge parțial pe domeniul public, parțial merge prin curțile oamenilor. Dar aici, la Vișan 50, unde este o problemă cu terenul, cum veți rezolva situația când veți veni cu asfaltarea? Când vom veni? De acolo, cu fonduri europene. Asta trebuie continuată să ieșiți în cercul, când aveți altul. Trebuie și mai ales și eu ca agent economic, credeți-mă, că este nevoie. Am pus un punct pe harta țării unde scrie Iași, Vișan, Bârnova. Și a ajuns în Japonia. Trebuie să ne susțineți și ca agent. Autocare cu turiști să vadă Se poate vizita. Încercăm să reparăm ceea ce de fapt nu s-a gândit la bun început. Pentru că aici nu a fost proprietatea primăriei, a fost a dumneavoastră, ați cumpărat terenul, ați dezvoltat, iar cel care a dezvoltat trebuia să se gândească la început că se duce un cartier. Da, dar din momentul în care dumneavoastră ați aprobat puzul, sunteți obligat de lege să asigurați utilități. Știți lucrul ăsta? Iluminat public. N-ați asigurat utilitățile. În zonă? Da, știți, este un fond de urbanism ce se face. Și acum trebuie să ne dăm autorizația în general mai bine. Să asigurăm accesul la utilități. Era mai bine pentru că nu aveam mai bine situația asta. Nu, era mai bine. Noi proprietarii le-am trage și le-am extins. Sigur, așa e normal. Dar măcar drumul să se facă. Nu normal. Să facem drumul, nu facem. Parcă două etape. Facem drumul până... Nu știți cum e seara aici? Când vin copiii la școală, femeie. Zica în care sunt stat în vie. Îmi dau seama. Foarte mulți tineri. Atât ai noroc, domn primar, când plouă, atâta. Mergi cu ciuboate la muncă. Domnule prezident, eu vă înțeleg. Când ați făcut investiția, trebuia foarte bine să veniți și dumneavoastră. Avem și strugurilor. Cartier făcut tot la fel și nu este asfaltat. Avem viticultori la fel care nu este. Este inițiativa oamenilor ceva. De când a fost inițiativa, s-au pus băieții ce acolo și el s-a amendat, s-a pus asfalt. Deci dezvoltatorul dumneavoastră trebuia la început să intre într-un contract cu noi și cu dumneavoastră, corect, au intrat ceilalți dezvoltatori. Ceilalți dezvoltatori au intrat, Fenechiu și-a făcut cartierul lui și-a făcut asfaltul lui, toate și-a dat acolo. A făcut canalizare, va contează. În structură au făcut oamenii pe banii lor. Și noi încă n-am început să-i descuze de dezvoltă așa acolo. Și atunci, dar aici, dacă au făcut pe banii lor, la ce mai plătesc taxe și impozite dacă au făcut pe banii lor? Nu pentru stradă și pentru celălalt lucru. Și pentru ce plătim? Că aici noi n-avem nimica. Oameni buni, n-avem să certăm aici. Nici canalizare, nici nimic. Impozite care plătiți dumneavoastră, plătiți efectiv fără canalizare și fără drum. Eu nu cred în Alexandru, nici canalizare, în Alexandru de Alpa Vieli, să plătește același impozit ca aici, domn primar. Nu ne ignorați. Cumpărat de la el. Am pus o întrebare. O să chemăm pe el să discutăm și cu dânsul, că trebuia să fie aici, domnul. Trebuia să fie aici, ca discutăm cu el, domnule, că ne-a început să dezvolt cartierul ăsta. Hai discuta cu noi cum să facem ca să acum fie. Acum asta e dezvoltatorul de aici. Nu cred că asta e cea mai mare. Noi suntem vinoveți că am aruncat banii. Am aruncat banii. Și comisia de urmări s-a aprobat. Să le facă el, nu? Deci în puz este aprobat, nu se răspunea. Asta e drum public, cum să fac el? Domnul meu, dacă
discutăm coș și coasă degeaba, discutăm pe acte, pe acte comunie, discutăm. Dacă discutăm pe acte, faci dumneavoastră drumul și nu-l fac eu. Ai înțeles treaba asta? Că văd că ești foarte revoluționat. Dacă îmi citește... Da, eu am băgat banii acolo. Dacă îmi pus nu ești un asfalt, eu am mers de la drumul și nu ia. Da, da, da. Noi pe banii noștri am asfaltat. Domnul asfalt, n-aș luat aici. Eu mă refer la drumul ăsta de aici. Dar drumul ăsta are 4 metri mai încolo, domnul. Cum îți faci drumul 4 metri? El, dacă vrea să investească în drumul ăsta, putea să investească... Noi o să încercăm să vă ajutăm, dar trebuie să stăm cu domnul Budeanu foarte clar, să stăm cu puzul, să chemăm Budeanu la primărie, să stăm foarte clar. Pentru că el are niște angajamente față de noi și să stăm mai departe, pe care dacă... Dar trebuie să-i onoreți. Să vedem cum îi putem onora împreună dacă e nevoie. Adică o mână de ajutor vă dăm. Astăzi să sunt aici, ca să foarte bine ajutăm. Că ați venit. Problema, da. Partea oamenilor trebuie aici. Problem toată bunăvoința și toată dată. Mulțumesc, mi-a asfaltat. Da. Eu am asfaltat-o cu vecinii. Și asfalta mea. Asfalta mea. Și asfalta mea. Da. Cum e pus? De ce nu se bat capul? Cap lucrurile. E normal. Ce bat al meu? La noi? Nu, de la dumneavoastră. Dumneavoastră n-a știut de avat. Dar nu-i păcat. L-a stricat. Respectat-o, da. Aveți bunăvoința omului, știți? Bine, hai să găsim o soluție până la urmă. Bun, deci, doctor, noi terminăm canalizarea. Dacă începem la 1 martie, la 1 aprilie, Doamne ajută! Până la capăt, până la Onyx. Dar n-am înțeles, omul... Avem porțiunea, adică... O terminăm, că facem prin foraj. Avem contract. Noi vom face drumul pe porțiunea pe care canalizarea e deja făcută. Pe ce dată? Pe data acum... Haideți să stabiliți și niște termene. Dacă așa tot am fost amânat. Dacă sunt de atât de bine, nu pot să vă spun treaba asta. Este estimați un termen. Nu vă pot spune treaba. A spus că am prins un buget deocamdată. Am prins un buget tronsonul ăsta de 400 km până în prezent. Foraj orizontal. Și dacă sunt de atât de sinuă tot timpul cu iulie 2006, nu aveți de atât. Nu vă întreb. Nu mai fiți în sidu, ăsta are niciun sens. Nu facem alegere astăzi aici. Dar nu mă referim la estimat în termen. Da, dumneavoastră, dacă aveți în situație altceva, să știți că dacă aveți aceeași atitudine, nici eu nu pot să am și aceeași în șeu, dumneavoastră. Cu începatul cum o să... Lăsați aceștia oameni că sunt mai convincioși, dumneavoastră. Direct în căminii.